Prima minge câștigată de clujeni, care au posesia. Pașalic pentru Dykes, revenit la Cluj după ce sezonul precedent a jucat la Mureș. Stop shoot Dykes și primele puncte ale meciului vin de la Kendall Dykes. A jucat finala în sezonul trecut, o finală pierdută fața campioanei indiscutabile din ultimii ani. Este vorba de fosta CSU Asesor Ploiești. Lawrence Gilbert, o piruetă încheiată cu două puncte. Kevin Hardy, Lawrence Gilbert, William Paul, Georgian Păun și Boris Lalovic, fostul jucător al clujenilor în ultimele două sezoane pentru CSU Sibiu. Baciu a fost acolo, acum pătrunde Adamovic, încearcă o combinație cu Baciu, se apără bine sibienii. William Paul cu numărul 5, americanul de 2 metri 8 și 111 kg, a fost ultimul care a atins mingea. Dykes, top shoot de 2 puncte, Dykes în finalul atacului a recuperat Lawrence Gilbert. Acesta este Karamo Jawara, născut în Suedia, este cetățean norvegian, a făcut colegiul în Statele Unite. O aruncare de 3 puncte scurtă a lui Gilbert, o recuperare ofensivă și Georgian Păun cu primele puncte personale în acest match. Sibiul conduce 4-2. Baciu, Adamovic, venit în această vară de la Mureș, el și cu Dykes. Dykes încă o dată trage, ratează, nu poate recupera pivotul clujenilor, o face Lalovic. Gilbert, Lawrence Gilbert, un small forward de 2 metri. Pătrunde Lalovic. Este coș valabil. Aruncare suplimentară pentru Lalovic. Faultul fluierat, cred că la pivotul clujean Cătălin Baciu. Boris Lalovic, 8,5 puncte, 3,3 recuperări în sezonul precedent, cu un incredibil 91% de la linia de fault. Înscrie aruncarea suplimentară și Sibiul conduce 7-2. Faul jos al lui Hardy la Adamovic. Kevin Hardy, un jucător foarte tânăr, are 22 de ani, vine din Statele Unite, acolo unde a terminat McNeese State University. E la prima experiență ca profesionist în Europa. Adamovic, un sezon foarte bun, 2014-2015 pentru Adamovic, poate cel mai bun jucător al mureșenilor. Baciu, recuperare ofensivă și 2 puncte pentru Baciu. Kevin Hardy pentru Georgian Păun. William Paul și acum Gilbert. Păun, cârlig, alături de inel, mingea iese în afara terenului. Dykes pentru Jawara. Adamovic, un pick and roll pentru Baciu. Mingea ajunge la Jawara, care aruncă de 3 puncte.
Reușesc sibienii să câștige și faultul comis de Pasalic. Bosniacul Muhamed Pasalic, născut în Sarajevo. Hardy conduce atacul. Gilbert. Aruncare dificilă a lui Gilbert. Airball este turnover al sibienilor. Mingea nu a atins inelul. Cronometrul a mers mai departe. Pasalic, Baciu, Adamovici, trage Pasalic, este posesie pentru Sibiu. Cătălin Baciu, încă două puncte. Hardy. Paul. William Paul, american venit din campionatul Danemarcei. Fault la Pasalic. Două libere Hardy. 1,88-1,82 de kilograme are Hardy. Vine foarte bine Baciu. Ia mingea de pe inel, dar arbitrii consideră că intervenția a fost neregulamentară. Da, mingea intra în coș. Două libere așadar transformate de Hardy. Contraatac finalizat de Hardy și Sibiul îl determină, jocul foarte bun al Sibiului îl determină pe Marcel Center să ceară primul timeout. Lui Păun
Două puncte pentru el în acest prim sfert. Dykes, apărat agresiv. Adamović. A intrat Zigeranović. Vine coșul de la distanță, marcat de Hargrove, cel mai bun realizator al clujenilor în ultimele sezoane, din 2013, de când a venit de la CSU Ploiești. Hargrove, Zigeranović, Dykes, Roland Török și Adamović pe teren pentru clujeni. Un fault dictat împotriva lui Lorenz Gilbert. Dykes, Adamović, Zigeranović, Zigeranović bagă mingea în coș. A jucat la Mediaș, apoi a venit în a doua parte a sezonului la CSU Ploiești. A reușit să-i ajute pe ploieșteni să câștige titlul. Pătrunde Gilbert și găsește până la urmă plasa. Contraatac al Clujului, 3 contra 1, Hargrove de 3 puncte. Nu reușește să înscrie, recuperează defensiv Sibieni. Gilbert pasă sub panou, dar se fluieră fault. A fost o minge care îl căuta pe Boris Lalović. Faultul lui Zigeranović. Ies Adamović, revine Pașalić pe teren. Paul, două puncte pentru Sibiu. William Paul, absolvent al Universității Arkansas Technology. Dykes, Hargrove, rămâne în posesie. Pașalić, Dykes, își pregătește șutul, mingea intră pe jumătate în inel. In and out. Un nou atac ratat de clujeni cu Banca Transilvania, CSU Sibiu. 2 minute din primul sfert, 11 la 17. Lalović, foarte precis Lalović. 33% procentajul aruncărilor de 3 puncte în sezonul precedent. Cifră foarte bună pentru un pivot și pentru un basketbalist care aruncă de obicei din spatele semicercului. Fault acum. A prins în săritură pe Gilbert Török. Destul de urât acest fault. Roland Török, orădeanul, fost la Kermend în sezonul precedent, aruncă două libere. 2 metri 3 centimetri, 111 kg. 25 octombrie 90.
Un singur punct pentru Clujeni. Lalovic, Paul, Klassen, Hardy, din nou Paul, aruncă de la linia de fault, recuperează Klassen ofensiv, canadianul Marek Klassen, ratează acum Sibiul Kindle Dykes, pătrunde și oferă mingea perfect. Hardy pentru Klassen. Din nou Hardy. Aruncare de 3 puncte. Ratată. Recuperare ofensivă Lalovic. Klassen cu panoul. Nici de această dată nu reușește să înscrie canadianul Zigeranovic. Dykes. Foarte, foarte precis în ofensivă Kindle Dykes. 12,5 puncte media lui în sezonul precedent. A venit în decembrie 2014 la Târgu Mureș de la Galil Gilboa din campionatul Israelului. A jucat și la Hoverla în Ucraina sezonul 2012-2013. 6 puncte avantaj pentru CBN. Hardy. Pătrunde Hardy, aruncă și marchează peste Zigeranovic. Ultimul coș al primului sfert. 10 minute foarte bune reușite de CBN, care conduc 22-14 grație acestui practic buzzer beater reușit de Lawrence Gilbert. Banca Transilvania. Înapoi sala polivalentă din Cluj-Napoca după primul sfert al meciului, al derbiului Transilvaniei. Oaspeții conduc 22-14. Sibiul a pierdut în această vară jucători importanți, Miloș Bojović, Gedimina Zile, canadianul Evans, sârbul Popovic și Levar Sils, cel care a plecat în Ungaria la Kerment. Și clujenii au făcut schimbări majore de efectiv. Milic a ajuns în Polonia la Ostrov. Lalovic a venit la Sibiu. Mandachi a semnat cu Oradea. Frank Turner s-a dus în Bulgaria la Rilski. Iar americanul Jones a ales campionatul Finlandei. E un sezon foarte interesant, e un sezon care se anunță a fi extrem de echilibrat și asta probabil se va vedea în play-off, acolo unde de foarte mulți ani CSU Ploiești făcea legea. Dispariția echipei prahovene a lăsat un gol important și a lăsat cel puțin 5 echipe care să se lupte pentru titlu în acest sezon. A început sfertul secund, Dykes, Zigeranovic, Pașalic, Dörök și Hargrove pentru clujeni, Klassen, Păun, Lalovic, Gilbert și Paul, Hardy și Paul pentru CSU Sibiu. Lalovic, Hardy. N-are foarte multe variante până acum. Apărare bună făcută de clujeni. Lalovic, căpăcit acolo
de Dykes. Se termină atacul. Are o detentă excepțională Dykes. E foarte greu să pui capac la 1,92 m unui basketbalist de 2,6 m. Iată ce bine a sărit Dykes. Turnover pentru CSU Sibiu. Și acum atac de 24 de secunde pentru Cluj. Adamović. Adamović îi fură mingea. William Paul, contraatac sibian, două puncte marcate de Kevin Hardy. Iarăși o situație ciudată, un pivot să-i fure mingea din dribling conducătorului de joc advers, Adamović. A greșit acolo și au urmat două puncte pentru Sibiu. Zigheranović nu reușește să înscrie, va beneficia de două libere. Ivan Zigheranović, 66% din acțiune în sezonul precedent. Două din două, Zigheranović. Lalović recuperează ofensiv și din a doua încercare pune două puncte pe tabelă. Sibiul se distanțează și ajunge la plus 10. Adamović, Pașalić, Adamović încearcă și el din spatele semicercului. Török împinge mingea pentru Hargrove. Încă 14 secunde din atacul gazdelor. Fault al lui Păun. Steaua Galați, 70-59 în sfertul al treilea. Nicovlev, 11 puncte, Titus Nicoară, 14 puncte, principalii realizatori ai steliștilor. Și vine coșul lui Adamović. Coș de 3, marcat de conducătorul de joc. Lalović, apărat de Baciu, revenit pe parchet. Același duel. Lalović, Cârlig, nereușit, recuperare ofensivă, a doua ratare. William Paul călcase afară. Dan Fleșeriu, venit în această vară la Sibiu după două sezoane și tot atâtea titluri în campionatul feminin cu CSM Târgoviște. Pașalić trage de 3 puncte și marchează. Mohamed Pașalić, fost la Aris Salonic în sezonul precedent, a jucat și în campionatul Franței la Reims. Primele puncte ale lui Pașalić în acest meci și diferența se micșorează la 4 puncte. Neatent Baciu acolo, Georgian Păun profită și înscrie după recuperare ofensivă. Hargrove acum. Hargrove și Paul. Baciu. Baciu, coș valabil și aruncare suplimentară. Greșeală personală Lalović. Intră pe teren la Sibieni Michael Lee Harrison cu numărul 55, basketbalist american care a mai evoluat în două rânduri la Sibiu, 2008-2009, 2010-2011. Înscrie Baciu, 3 puncte pentru el la această fază. Klassen, Paul, faultat jos de Pașalić. Iese Pașalić, intră Dykes. Pașalić,
Harrison. Paul. Scurtă această aruncare, recuperează ofensiv Sibieni. Klassen. Floater în coș. Două puncte pentru mare clasă. Hargrove faultat jos de Klassen. Adamović. Aruncă de 3 puncte Török. Recuperează Adamović. De obicei se întâmplă invers. Arunce fundașul să recupereze jucătorul în spațiu de 3 secunde. Extrema de forță. Hargrove acum. Dykes. Trage până la urmă Dykes. Aceeași situație. In and out. Sibiul cu Hardy, Paul, Klassen, Păun și Harrison care marchează. Două puncte, Michael Lee Harrison. A jucat la Apoel Nicosia în sezonul precedent. Este din nou timeout în sala polivalentă din Cluj. Da, au 10 recuperări ofensive, spune center. Trebuie să ne protejăm spațiul de 3 secunde. Iată și pe Silvășan în costum. Imagine cu care nu suntem obișnuiți. Török. Adamović. Apărare om la om care funcționează pentru Sibiu. Hargrove de neoprit la această aruncare. Darius Hargrove, dublu campion cu Asesof Ploiești. A jucat în Belgia, în Suedia, în Cipru. A împlinit în iunie 33 de ani. Acum aproape de intercepție, 15 puncte, 4 recuperări, 2,3 asisturi în sezonul precedent. Un sezon în care clujenii așteptau mai mult de la echipă, de la U-Banca Transilvania. Iată coș de 3 acum, William Paul. Clujul a pierdut în primul tur de play-off în fața Mureșului. Apoi mureșenii au trecut și de Steaua și au jucat finala. A doua greșeală personală pentru Klassen și deja în penalizare formația oaspete. ...80% de la libere Adamović. A fost principalul marcator al mureșenilor, 15 puncte, și principalul pasator, 5,2 asisturi. Le înscrie pe amândouă, este Török, intră Jucan.
Tudor Jucan, clujan. Intercepția lui Adamović și două puncte. Un four point play pentru el. După cele două libere a venit acea intercepție încheiată cu un coș. Nu iese această aruncare pentru Georgian Păun, dar recuperează Harrison. Clasă, trage de la mare distanță, ratează, recuperează Hargrove. Dykes pe contraatac. Pericol pentru Sibiu. Mingea nu intră. A urmărit Jucan, dar n-a reușit tipinul. Hardy. Harrison, Păun. Păun. Se termină atacul. Vinge a atins inelul și coșul este valabil. Coșul lui Hardy a fost regulamentar. Adamović. Hargrove. Greșește, îl ajută Dykes cu acea recuperare ofensivă. Adamović, ultimele 3 minute imediat din prima repriză, derbiul Ardealului. A fost fluieratul fault asupra lui Hargrove. Intră Jigeranović. Iar Hargrove se pregătește de cele două libere. 90% și el, procentaj foarte bun sezonul precedent. ...33-37, U-Banca Transilvania, CSU Sibiu. Harrison, foarte bună pasa, dar comite pași William Paul. Venise bine William Paul, a uitat să bată mingea. Încă un turnover al oaspeților. Șansă pentru clujeni să se apropie la o posesie. Jucan. Adamović, Hargrove, foarte bună combinația. Să vedem cine aruncă. Nimeni, pentru că urmează intercepția lui Hardy, contraatacul și două puncte de la Klassen. Au pasat prea mult clujenii până să ajungă să arunce pierdusere deja mingea. Adamović. Dimit de la Dykes, Adamović, lasă pentru Jigeranović, care nu poate fi blocat. ...35-39... Ultimul coș înscris de Jigeranović. Klassen încearcă din nou din spatele semicercului. Prinde Hargrove. Prinde Dykes. Jigeranović, faultat jos de Harrison. A plecat foarte repede Jigeranović pe lângă adversarul său. Steaua Galați, 84-79, Steaua CSM Exim Bank împotriva celor de la Phoenix Galați, 84-79, ultimele 15 secunde. Steaua la a doua victorie consecutivă. Mulți copii în arena din Cluj și asta este foarte bine. Este și un spațiu splendid pentru basket. De departe, cea mai frumoasă arenă care se joacă basket în România. Excelent! Michael Lee Harrison. Foarte bine a coborât și a reușit să marcheze cu panoul. Hargrove peste zonă pentru Dykes. Hargrove din 45 de grade, 3 puncte.
acel center a revenit la Cluj în noiembrie anul trecut, de la Alba Fehervar. Harrison tratează, se fluieră faul la Hardy. Foarte ușor a fluierat Grigoraș la această fază, foarte ușor. Decizie care le aduce clujenilor două libere. Le ratează pe amândouă Jucan. Prinde William Paul. Hardy. Ultimul minut. Georgian Păun. Posesie pentru clujeni. Hardy în pericol să fie sancționat cu greșeală tehnică. Da, greșeală tehnică la bancă. O greșeală tehnică la bancă, în urma căreia clujenii au marcat un punct și au posesia. Pot egala sau pot chiar intra la cabine, la conducere. Jucan, Hargrove, Jigeranovic, Hargrove, stop shoot de la distanță, imprecis. Harrison nu poate să prindă mingea. Adamovic cu recuperarea ofensivă și vor duce atacul până la final cei de la U-Banca Transilvania. Adamovic de 3 puncte, Adamovic. Și ăsta este scorul înregistrat după prima repriză. Este 42-41. Excelent, și-a pregătit aruncarea Adamovic și a stabilit scorul pauzei. După 14-22 la finalul primelor 10 minute, este acum 42-41. Și de la acest avantaj minim de un punct începe repriza a doua. BCM-ul Pitești Dinamo 72-60 este rezultatul înregistrat în această etapă, într-un meci care a început puțin mai devreme. Steaua a câștigat 86-81 cu Phoenix Galați. Alte două rezultate, BC Timișoara, SCM Universitatea Craiova 63-74 și surprinzător Energia Târgu Jiu, Gazmetan Media 68-75. Un coș marcat acum de William Paul îi aduce pe Sibieni în avantaj. Jucan liber la 3 puncte, ratează, recuperează Dykes, care rămâne fără minge și acuză o lovitură, fault acum asupra lui Gilbert. Jucan l-a împins pentru a opri contraatacul. Hardy. Hardy, Lalovic, Paul, Gilbert și Georgian Păun pe parchet pentru Sibieni. Jigeranovic, Hargrove, Jucan, Adamovic și Dykes pentru U-Banca Transilvania. Jigeranovic prinde această minge după ratarea lui Gilbert. Hargrove, Jigeranovic, Adamovic. Liber Hargrove, nu reușește să înscrie, prinde Lalovic. N-a putut să obțină nimic Lorenz Gilbert. Păun ratează, dar extraordinar de pe un picior
dintr-o poziție foarte dificilă reușește să înscrie Lawrence Gilbert, un tip in care îi duce pe Sibien la 45-42. Adamovici. O pasă dificil de recepționat pentru Jigeranovici. Hargrove, două puncte. Darius Hargrove, 46% aruncări de două puncte sezonul precedent, cu 38% la triple. Are Clujul două arme ofensive redutabile, Hargrove și Dykes. Faultat William Paul de Jucan. A călcat afară pe un, apărat bine de Adamovici. Adamovici pe lângă Inel. Iese Teodor Jucan, intră Tărăc. Gilbert. Paul. Jucan pe un. Airball. Încă un atac pierdut de Sibieni, dar se auzise sirena, se aprinseseră luminile. Turnover pentru CSU Sibiu. Phoenix Galați a rămas singura echipă fără victorie în acest sezon. Craiova are 3 victorii din 3 partide. Dinamo a pierdut. Oradea are de asemenea 2 victorii. Oradenii joacă mâine la Mureș, direct pe Digisport 4 de la 19:45. Nici coș pe pătrundere, nici tipin, recuperare ofensivă Tărăc, acum Dykes, vine Jigeranovici la blocaj. Dykes pasă pentru Jigeranovici, Jigeranovici două puncte, foarte greu de apărat, este un basketbalist masiv, puternic. Învățat să-și facă loc cu coatele în acel spațiu de 3 secunde. Al cincilea sezon în Liga Națională pentru Jigeranovici. Păun, Lalovici. Destule atacuri pierdute de Sibieni. Expirarea timpului de joc. Pași acum. Decizie împotriva lui Adamovici.
Scoatere de pași, Sibiul cu posibilitatea de a reveni la conducere. Hardy, principalul marcator în meciul cu Steaua, un meci pierdut la 16 puncte. Hardy a avut 20 de puncte, 3 recuperări și 3 pase. Lalovici, stop shoot, perfect, știe foarte bine sala. A jucat aici de la inaugurare până la finalul sezonului. Inaugurată anul trecut în noiembrie. Odată cu meciurile din Eurochallenge ale clujenilor. Adamovici ratează. Kevin Hardy este faultul lui Adamovici. Înscrie Hardy. Un singur punct pentru Hardy și o recuperare pentru Jigeranović. Dykes, Adamović, Hargrove, Jigeranović, Terek. Dykes, același stil de a arunca și din nou in and out, noroc cu Jigeranović. Pare că s-a acomodat perfect sau nici măcar foarte bine cu noile condiții de la Cluj. Kendall Dykes, Hargrove, Jigeranović. Excelentă pasa lui Jigeranović pentru coborârea lui Terek. Două puncte marcate de jucătorul român cu cetățenie maghiară, Roland Terek. 25 de ani împlinește la finalul acestei luni. Hardy. Liber la 3. Este buzzer beater. În final de atac, Hardy înscrie cu o triplă și își readuce coechipierii în avantaj. Intercepție acum a lui Hardy. În fața lui Hargrove. Hardy, perfect! Ce fază! Foarte bun acest puști venit direct din America după terminarea colegiului. Spuneam, e la primul contract profesionist pe bătrânul continent. Kevin Hardy, 22 de ani, acum capac nereușit al lui Lalovici la Kendall Dykes. Este Hargrove, Pașalic. Revine Pașalic în locul lui Hargrove. Două minute și jumătate din acest sfert. Sibiul conduce 53-50.
odihnit puțin Hardy. A intrat capitanul echipei, Octavian Popa Calotă, Kevin, așa cum este poreclit, numărul 11 pe tricou, Calotă, alături de el fundaș este Klassen. Gilbert este small forward, Paul este power forward și pivot este Harrison. A aruncat pentru prima oară din spatele semicercului Popa Calotă, a ratat Adamović. Jigenanović este în spațiul de 3 secunde. Török scoate la 3 puncte. Adamović, da, coș de 3 cu pasă decisivă Török. Replica sibienilor vine pe mâna lui Lawrence Gilbert, blocat acolo de Jigenanović. De secunde din acest sfert. Foarte atent și inspirat William Paul. Pasă decisivă pentru Harrison. Sibiul conduce 55-54 în fața Universității Banca Transilvania. Jigenanović a cerut și aruncare suplimentară, n-a primit. One point game. Echipele se succedează după fiecare atac la conducere. Popa Calotă, Paul, Klassen trage de la mare distanță. Klassen ratează, dar prinde acolo Gilbert. Popa Calotă, 7 secunde din atacul Sibiului. Gilbert a trecut de Török, a venit acolo Jigenanović, nu se fluieră nimic la această fază. Pașal își pierde mingea. Klassen, Gilbert, Popa Calotă din 0 grade, aruncă și nu poate marca, dar Harrison recuperează ofensiv. Se joacă un run and gun extrem de spectaculos. Chiar dacă nu s-au mai scris atât de multe puncte ca în sfertul secund, Popa Calotă pierde posesia, a fost 28-19. În sfertul al doilea al acestui joc. Faultul lui Harrison. Jigenanović pasă pentru Török. Rămâne mingea gazdelor. Comisarul Ion Olaru. Statistica meciului pe site-ul oficial nu există. Pe site-ul oficial al Federației Române de Basket e cu siguranță o problemă la masa oficială de la Cluj. Aruncă în final de atac Muhamed Pașalić și se încheie și sfertul al treilea. O partidă foarte spectaculoasă, un derby în adevăratul sens al cuvântului. 56-55 U Banca Transilvania, CSU Atlas Sibiu. Încă cel puțin 10 minute din această partidă. Sibienii au avut controlul în primul sfert. Clujul a întors rezultatul grație unei reușite din spatele semicercului a lui Adamović. Și acum scorul rămâne favorabil gazdelor cu un punct după un sfert egal. Second screener open. And the others.
14 la 14, multe ratări. Un tricou mai vechi al lui Dykes. Da, numărul 23. Un jucător foarte iubit la Cluj, Kindle Dykes. A fost decisiv în obținerea acelui titlu din 2011. Un titlu reușit în partida 6, se juca 4 din 7 finala în acel an, cu un coș din propria jumătate în ultima secundă. Clujenii învingeau Balaurul cu foarte multe capete. CSU Ploiești a fost singura oară în 12 ani când o echipă a reușit să spargă dominația ploieștenilor. Dykes. Abatere de 5 secunde și este turnover. Posesia se schimbă, nemulțumit Marcel Center. N-a avut prea multe soluții Dykes. Pașalici n-a putut să scape de adversar. Jigiranovic la fel. Apărare bună acum a clujenilor. Dykes, profitând de neatenția lui Gilbert. Dykes, scos și aruncare suplimentară. Iată ce repede s-a întors acel turnover în defavoarea sibienilor, care au profitat atunci. Faultul îi aparține lui Popa Calotă. Iese Gilbert, intră Hardy. ...59-55 pentru U-Banca Transilvania. Paul. Klassen. Paul. Atent, Jigiranovic. Dar a reacționat bine și Harrison. Klassen. Se termină atacul. Cred că este a cincea oară când sibienii nu reușesc să arunce cum trebuie înainte de expirarea timpului de atac. Nu reușesc să arunce deloc chiar acum. Filip Adamovici cu Jigiranovici. Pașalici. Adamovici. Faultat de Harrison, care se apără cu dificultate la un jucător de agilitatea și de viteza a lui Adamovic. Jigiranovic. Dykes. Dykes. Blending. Foarte greu, foarte greu de anticipat reacția lui atunci când are o asemenea situație. Sare foarte bine. Acum n-are ce să mai facă. Harrison înscrie. Jigiranovic. Jigiranovic. 3 secunde, evident. Batere de 3 secunde dictată împotriva jucătorului sârb. A jucat în două rânduri la Turovș Gorzelec în campionatul Poloniei. Ultima oară din 2013 până în februarie 2015.
sezon în care 2014-2015 a fost coechipier cu Vlad Moldovean. Cel care a avut o prestație foarte, foarte bună ieri în meciul pierdut cu Žalgiris Kaunas. 16 puncte, 4 recuperări, 4 intercepții pentru Vlad. Euroliga continuă săptămâna viitoare cu etapa a doua. Stelmet, Zielonagora, echipa lui Vlad Moldoveanu, joacă în deplasare cu Barcelona, învinsă în etapa întâi în Turcia. Au trecut 2 minute și jumătate din sfertul decisiv la Cluj, în sala polivalentă. Gazdele conduc 61-59, un meci pe muche de cuțit. Török ratează, dar acolo este Pașalici, care aduce echipei încă un atac. Același Pașalici. Încurcat Adamovici, pierde mingea, Popacalotă. Pregătit să revină pe parchet Hargrove. Klassen, Harrison, Gilbert, încă o dată Gilbert, căpăcit de Žigeranović. Dykes, stop shoot, Dykes recuperează spectaculos. Popacalotă, care dă pasă pe contraatac, 2 puncte Harrison. Foarte inspirat Popacalotă cu acea minge aruncată spre Harrison. A încercat să se opună Dykes, n-a reușit. Și Sibiu-ul arată foarte bine în acest match. O echipă care a câștigat greu la Timișoara în fața unei echipe practic adunate în ziua meciului. Apoi a pierdut net cu Steaua. Am revăzut coșul lui Adamovici. Banca Transilvania are o posesie în plus. Popacalotă, Harrison, aruncare de la distanță. Nimeni la recuperare de la Sibieni. Žigeranović este acolo. O condusă, arată arbitrul. Intră Hargrove și Jawara. N-a mai jucat de mult Caramo Jawara. Cel care a evoluat în campionatul nord-american universitar pentru North Carolina Central University. Pasă sub panou splendidă pentru Jawara, care înscrie. A jucat la campionatul european de tineret în 2011 pentru Norvegia și a finalizat acum. Sibieni cer timeout.
send that to a team. I'll let the play go. Let's go, man. Let's go. Hey. 5 minutes, man. We need fast breaks. We can't just stay there. Nah. 5 minutes, baby. Let's go. That's what we play. Here we go. Play more charge defense. Put more pressure. Zone defense. It's not easy. You have to pressure the ball. Take care of the ball. Încă o jumătate de sfert din această partidă, 4 puncte avantaj pentru Banca Transilvania. Hardy pentru Lalovic, nu reușește să marcheze. Nu era într-o situație dificilă, a fost o aruncare destul de ușoară pe care Lalovic a ratat-o. Acum Adamovic arată cât de bun este la aruncările de la mare distanță. Și Clujul ajunge la cea mai mare diferență în această partidă. 68-61, fault acum Adamovic. O încredere extraordinară pentru acest basketbalist sârb. Are și cetățenie bosniacă, a fost cu Bosnia la Europeanul din 2013. Faultat clar Popacalotă de Giauara. Ambele transformate, CSU Friends și în arena din Cluj, în sala polivalentă, mai ales pentru acest meci, încărcat de orgoliu între cele două echipe. Chiar dacă nu mai sunt cele mai bune echipe ale Transilvaniei, ale Ardealului, BC Mureș are acest statut, cel puțin în ultimii ani. Aruncă Adamovic, ratează, Giauara prinde și își păstrează formația în atac. Cronometrul merge în favoarea gazdelor. Hargrove de 3 puncte, Hargrove ratează, puține puncte înscrise de Hargrove astăzi. Popacalotă. Arunecat Dykes. Și a faultat. Hardy pentru Paul. Gilbert. Apărat bine de Giauara, Gilbert. Popacalotă. Foarte bună pasa lui Popacalotă și ratare incredibilă a lui William Paul. Au ratat două puncte foarte ușoare sibienii, Giauara. Dykes, Hargrove cu panoul, nereușită această aruncare, prinde Gilbert. Gilbert obține faultul de la Török. Vor fi două libere. La ce soluții au în ofensivă cele două echipe? Scorul este neașteptat de mic. Foarte multe ratări în această seară, atât pentru Cluj cât și pentru Sibiu. Mâine 19:45 BC Mureș CSM Oradea. Este ultima partidă a rundei cu numărul 3. Urmează apoi
runda cu numărul 4. Un foarte interesant meci CSM Oradea cu Banca Transilvania. Sibiul joacă acasă cu Mureș, un alt derby al Transilvaniei, chiar în sala Transilvania. Harrison pe bancă. Gilbert, Hardy, Lalovic, Paul și Popa care o tot pe parchet pentru Sibieni. Plujul cu Pașaliș care greșește pasa. Nu iese intercepția pentru Sibieni. Plujul cu Pașaliș, Hargrove. Tărăc, Adamovic și Jigheranovic care este acum la minge. Handoff cu Pașaliș. Aruncă Hargrove. Nici de această dată nu găsește plasa. Faultul lui Adamovic. Doar 3 puncte avantaj pentru clujeni care mai au de trecut peste acest atac al Sibiului până la intrarea în ultimele 2 minute. Coaspeții au avut 8 puncte avans în primul sfert. Clujul a avut 7 în sfertul al patrulea. Să vedem cine va reuși să profite și să câștige acest meci extrem de, extrem de important la nivelul, spuneam, la nivelul ambițiilor celor două echipe, la nivelul orgoliilor. Tărăc s-a trezit cu mingea în brațe. Adamovic pentru Pașaliș. Ultimele 2 minute. Pașaliș aruncă Tărăc de 3 și înscrie. Coș extrem de important al lui Ronald Tărăc. Time au cerut de Dan Fleșeriu. Și majoretele pe parchetul Arenei din Cluj. Avem nevoie de un coș de 3 și apoi de o apărare bună, le-a spus Dan Fleșeriu. Ultimul coș de la mare distanță al clujenilor, marcat de Roland Tărăc. 71-65. Gol blocat excelent de Tărăc. Ce capac a reușit să pună jucătorul român. A revenit Jigheranovic, a ieșit Giauara. Tărăc, Dykes, Jigheranovic alergă dintr-o parte într-alta pentru a oferi blocaj, ratează acolo Adamovic și este faul comis de clujeni. Două libere pentru Lalovic. În penalizare cu Banca Transilvania.
Două libere foarte importante. Mâna lui Lalović nu tremură. Cifre foarte bune în sezonul precedent, când juca pentru U-Banca Transilvania. ...71-67. Mai puțin de 90 de secunde până la final. Trec greu mingea clujenii, Pașalić pentru Dykes. Dykes încearcă o capcană, Sibiul. Faul Popa Calotă. Adamović. Adamović, Tărăc, aruncare de la semidistanță ratată. Se dă posesie pentru Cluj. Și Adamović nu avea intenția să joace mingea, cât mai degrabă să îl îndepărteze pe Hardy, pe Gilbert de ea. Adamović, 5 secunde din atac. Pașalić cu panoul. Jigeranović reușește să prindă mingea, a atins inelul și este un nou atac de 14 secunde pentru U-Banca Transilvania. Jigeranović. Faul jos comis de Lalović. Iarăși fault lui Lalović la Jigeranović. Dezamăgitoare aruncarea lui Jigeranović. Două libere ratate. Posesie pentru CSU Atlasib Sibiu. 71-67. Trage Popa Calotă și înscrie. Coș de 3 fantastic al capitanului Popa Calotă. Avem un final în care se poate întâmpla orice. Au părut că au controlul în acest meci cu Jenii, dar au venit acele două liberi ratate de Jigeranović și coșul de 3 semnat Popa Calotă. Totul s-a întors. One point game.
Atac pentru clujeni, 19 secunde pe tabelă. Pașalic. Adamović luat în brațe de Popacalotă. Înscrie Adamović. Ambele transformate cu 3 puncte în plus și timeout cerut de Sibieni. A repus Hardy pentru Klaassen, faultat jos de Adamović. Două libere importante, mare Klaassen. Mingea nu intră, nu vrea să intre. Jucată în NCAA 2, sezonul precedent. Un punct doar pentru Sibiu. Iarăși timeout. Dacă marchează la această posesie, clujenii se pot considera câștigători. Minim 4 puncte avans. Foarte atenți Hargrove și Tărăc la ceea ce le spune Marcel Center. Darius Hargrove are o misiune importantă. Marcel și domn profesor Simbășan. Probabil tot Popacalotă va fi cel care va avea în grijă ultima aruncare pentru Sibieni. Până atunci mai e, da, faultat de clasă
repede Filip Adamović, două libere. Prima transformată. Și asta poate să fie aruncarea decisivă din meci. Transformată și cea de-a doua. Popa Calotă. Să-l vedem. Trage de la mare distanță Popa Calotă și marchează! Incredibil! Incredibil ce coș a dat Popa Calotă! Evident că toată lumea știa că el va arunca. Cu toate astea, a făcut un nestingherit. Este fault dat împotriva lui Popa Calotă la Pașalic. Se apărase foarte bine sibienii și aș vrea să văd o reluare a acestei faze. O fază care poate decide meciul. Era la limita celor 5 secunde și a schimbării posesiei. Kindle Dykes la repunere. Pare că recunoaște Popa Calotă că a fost faul. Pașalic marchează. ...77-74 și posesia a fost greșeală antisportivă. Da, e corect. E corectă decizia, greșeală antisportivă dictată împotriva sibienilor. Și aici se termină meciul, 77-74. E final de partidă, victorie pentru Cluj la o posesie. Aceasta a fost întâlnirea, acesta a fost derbiul Transilvaniei UBET, Banca Transilvania Cluj, SU Athletic Sibiu, 77-74, seară bună, la revedere!